În câteva zile, președinta Maia Sandu urmează să-și prezinte viziunea cu privire la ieșirea din criza politică în care s-a pomenit Republica Moldova. Declarația a fost făcută acum o oră, după consultările cu deputații din fracțiunile parlamentare. Voi veni în scurt timp cu propunerea sau cu soluția pe care o văd eu, cu calea pe care o văd eu pentru a ieși din acest impas politic și respectiv economic. În același timp, Maia Sandu spune că a constatat că nicio fracțiune din Parlament nu și-asumă că face parte dintr-o majoritate parlamentară care ar putea să susțină un nou guvern, dar este un consens cu privire la necesitatea declanșării alegerilor parlamentare anticipate, nu însă și propuneri concrete cum acest lucru ar trebui să se întâmple. Am constatat că nicio formațiune politică din Parlament nu își asumă deschis că face parte din vreo majoritate și respectiv să poată să propună un guvern. Am constatat de asemenea că toate formațiunile politice din Parlament pledează pentru alegeri parlamentare anticipate. Este adevărat, cu anumite diferențe de nuanțe. Unii consideră că aceste alegeri trebuie să se întâmple cât de curând posibil. Alte formațiuni politice consideră că aceste alegeri anticipate trebuie să se întâmple un pic mai târziu, dar, repet, absolut toate formațiunile politice din Parlament sunt de acord că acest Parlament trebuie dizolvat. Întrebată cine l-ar putea înlocui pe premierul Ion Chicu după ce acesta și-a dat demisia, dar și pe ceilalți miniștri care au depus cerere de demisie, Sandu a spus că numirile se vor face în strictă conformitate cu legislația în vigoare. Am solicitat informații de la mai multe ministere despre situația curentă și în special despre situația bugetului, despre situația sanitară, pentru că aici sunt problemele majore. Și în momentul în care o să am aceste informații prezentate de către ministere, o să vin cel mai probabil la începutul anului 2021 și o să vă prezint și dumneavoastră această informație despre situația reală din țară. Altfel, în conformitate cu legea, legea prescrie foarte clar ce se întâmplă cu înlocuirea miniștrilor care pleacă și aceste funcții care rămân vacante vor trebui să fie suplinite din contul miniștrilor, dacă vorbim despre funcția de prim-ministru, deci din contul miniștrilor care nu pleacă, deci cei care sunt mai puțin lași. Precizăm că Maia Sandu s-a întâlnit cu deputații fracțiunilor PSRM, cu cei ai fracțiunii PAS, ai fracțiunii Platforma DA, din PDM, cu reprezentanții Partidului Șor și cu grupul parlamentar Pro Moldova.